Situație disperată pentru mulți români din cauza dispariției unui medicament important din farmacii, Trileptal, medicament folosit în afecțiuni neurologice, în special pentru pacienții care suferă de epilepsie, a fost retras de pe piață. Această situație îi pune într-o situație foarte dificilă pe mii de români, mai ales că motivul este unul pur comercial. Prețul cel mai mic din Europa i-a făcut pe producători să notifice retragerea din România pentru că nu le convine prețul. Cetățenii au scris Ministrului Sănătății pentru a semnala situația tragică prin care trec. Mai mult decât atât, au lansat și o petiție prin care doresc strângerea de semnături. Noi putem să stăm și să nu facem nimic, și vă promitem că o să strângem semnături, iar apoi o să vă treziți cu noi la ușa Ministerului. Nu fiți nepăsători cu acești copii. Puneți-vă în locul nostru un minut, un singur minut, un minut urât, care poate fi frumos doar cu ajutorul unei singure pastile. Se arată în textul petiției. Dispariția de pe piața trileptalului a fost notificată de mai mulți pacienți și pe site-ul www.medicamenteleipse.ro.